bă, bandiților, hai să-mi bag cele, nu văd nimic în oglinzi. Ce mic e ăsta. Avem astăzi un Kawasaki Z750. Probabil vă este cunoscută movra asta. Probabil o știți mai bine decât o știu eu. Oh. Dar oglinda asta scade. Asta? Am ridicat-o și când m-am uitat în ea, buc. Da. Asta ca la București. Nu pot să semnalizez. Despre motocicleta asta nu știu ce să zic, este foarte faină. Mi-aș dori-o. Dar nu-mi place că e Kawasaki. N-am nimic cu Kawasaki, dar n-am eu, nu sunt eu fan. În rest, Horia Sam vă poate zice mult mai multe. Pare foarte ciudat este că stai mult mai aplecat decât pa mea. Iar rezervorul ți-e foarte, foarte între picioare. Despre mobra asta, ăsta nu este un ride test. Money was saved.
trage. Acum nu-l mai judec pe Horia San când mergea cu 100 și ceva prin oraș, pentru că imediat se duce, nu știu, și a mea e tot de, mă rog, nu e de, asta nu e de 600, dar se înfige, nene, foarte frumos. E doar o plimbare asta, să știți, să nu vă supărați pe mine. Nu știu ce să zic despre motocicleta asta, este o motocicletă foarte, foarte faină pe care eu o recomand din suflet dacă nu sunteți începători. Pentru că dacă sunteți începători e puțin cam brutală pentru voi. Dacă aveți ceva experiență, eu o recomand cu mare, mare încredere. Foarte faină. Semnalizarea la asta deloc. Da, cam asta a fost videoul de astăzi. Mă rog, plimbarea de astăzi. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Hai, ne vedem. Ciao, peace bandits. Unde-i Cricu? Și tu, când dă și frate, tu și-mi dă și tu, mai bat un cui, mai tai un lemn.